Nu e vorba de toată producția, am cerut încă de vineri clarificarea situației cu Comisia Europeană vis-a-vis de alerta care a fost făcută de italieni și am înțeles că problema acolo a fost că a fost o alertă greșit dată de autoritățile italiene care odată că au vorbit de laptele de oaie și nu de laptele de vacă și mai mult înțeleg domnul ministru poate să-mi confirme, pentru că văd însă l-am rugat să clarifice situația și cu Comisia Europeană, în sistemul acesta de alertă, statele membre, autoritățile statelor membre introduc elementele de alertă, ele doar sunt centralizate la Comisie, care apoi sunt trimise către toate statele membre din piața comună. Și înțeleg că alerta a vizat exact produsele de la Brădeț și nu altele. Comunicarea care a venit de la Comisie a fost prea generală și am cerut clarificarea lucrurilor acestora. Deci, din punctul meu de vedere, lucrurile sunt clare. Alerta a vizat greșit inițial produsele din lapte de oaie și înțeleg că a fost corectat apoi cu lapte de vacă și nu la nivel național pentru toate produsele românești, ci pentru produsele care într-adevăr au fost identificate. Deci asta e poziția mea și dacă se întâmplă să fie lucrurile altfel, eu am și transmis prin reprezentanța noastră la Bruxelles către Comisia Europeană că dacă aceste lucruri nu sunt clarificate, eu voi lua o poziție.